24 ianuarie. Stai lângă Iisus. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău. Apoi mă vei primi în slavă. Psalmul 73 cu 23 și 24. Înainte de a te angaja la orice lucru important, adu-ți aminte că Iisus este sfătuitorul tău și că ai privilegiul de a arunca asupra Lui toată grija ta. Nu-L ține pe Iisus într-un colț îndepărtat, fără să-I pomenești vreodată numele, fără să atragi atenția prietenilor tăi către El, care este lângă tine pentru a te sfătui. Oare prietenii tăi nu te-ar disprețui dacă ar fi lângă tine și tu nu i-ai pomeni și nu ai vorbi cu ei niciodată? Mulți se plâng că Iisus pare a fi la mare depărtare. Cine L-a așezat la o astfel de depărtare? Nu propriul tău mod de a acționa a fost acela care te-a separat de Iisus? El nu te-a părăsit pe tine, dar tu L-ai părăsit pe El pentru alți iubiți. Aceasta se întâmplă când te ascunzi de El și te lași fermecat de vocea seducătorului și îți dai afecțiunile unui lucru de nimic, astfel că ajungi în pericol de a-ți pierde pacea, încrederea și siguranța în Dumnezeu. Apoi Satan este cel care îți prezintă gândul că Iisus te-a părăsit. Dar nu este aceasta din cauză că tu ai părăsit pe Iisus? Să nu ne permitem să lăsăm ca numele Său să se stingă de pe buzele noastre și dragostea și amintirea Sa să piară din inima noastră. Bine, spune un formalist rece și ceremonios, aceasta ar face pe Hristos prea asemănător unei ființe umane. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne împuternicește să avem chiar aceste idei. Chiar lipsa acestor vederi clare și practice despre Hristos este aceea care îi împiedică pe atâția să aibă o experiență veritabilă în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta este cauza pentru care atâția sunt fricoși, îndoielnici și murmurători. Ideile lor despre Hristos și planul de mântuire sunt vagi, jalnice și confuze. Dacă ei ar avea ca David întotdeauna pe Domnul înaintea lor, picioarele lor ar fi pe stâncă tare. Priviți la Iisus cel crucificat pentru voi, priviți-L mâhnit de păcatele voastre și când vă rugați, pocăiți-vă și doriți cu zel să-L vedeți ca pe Mântuitorul personal care vă iartă păcatele. Gata a vă binecuvânta și de a auzi recunoștința voastră. Păstrați-vă aproape de El.